Astăzi, la primăria municipiului Câmpulung, au ajuns machetele buletinelor de vot pentru alegerile locale de duminică. Astfel, buletin de vot pentru alegerea primarului municipiului Câmpulung, poziția 1, Rădulescu Marian, Pro-România, poziția 2, Bivol Florin, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților ALDE, Poziția 3, Țăroiu Ioan Liviu, Partidul Social Democrat, PSD. Poziția 4, Zaharia Nicolae, Partidul Național Liberal, PNL. Poziția 5, Ciurea Ion, Partidul Mișcarea Populară, PMP. Poziția 6, Lăsconi Elena Valerica, Alianța USR+. Poziția 7, Dumitrescu Marius, Alternativa Dreaptă, AD. Poziția 8, Fulger Mircea, Partidul Ecologist Român, PER. Poziția 9, Coșa Anca Mihaela, Alianța pentru Unirea Românilor Aur. Poziția 10, Stuparul Ioan Virgil, candidat independent. Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung. Poziția 1, Partidul Pro România. Poziția 2, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților ALDE. Poziția 3, Partidul Social Democrat PSD. Poziția 4, Partidul Național Liberal PNL. Poziția 5, Partidul Mișcarea Populară PMP. Poziția 6, Asociația Partida Romilor Pro Europa. Poziția 7, Alianța USR+. Plus. Poziția 8, Partidul Alternativa Dreaptă AD. Poziția 9, Partidul Ecologist Român PER. Poziția 10, Alianța pentru Unirea Românilor AUR. Poziția 11, Partidul Oamenilor Liberi Pol. Poziția 12, Stuparul Ioan Virgil, candidat independent buletin de vot pentru alegerea președintelui Consiliului Județean Argeș. Poziția 1, Mânzână Ion, Partidul Social Democrat, PSD. Poziția 2, Soare Emanuel, Partidul Național Liberal, PNL. Poziția 3, Pavel Elena Rodica, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, ALDE. Poziția 4, Baciu Virgil, Partidul Mișcarea Populară, PMP. Poziția 5, Grecu Dumitru, Partidul Pro-România. Poziția 6, Vele Claudiu Eduard, Partidul Națiunea Română, Penero. Poziția 7, Florea Constantin Eduard, Partidul Ecologist Român, PER. Poziția 8, Teodorescu Mihaela, Partidul Dreptății. Poziția 9, Cârste Adrian Ștefan, Alianța USR+. Poziția 10, Janță Gherghina, Partidul Alternativa Dreaptă, AD. Poziția 11, Lazar Ion Cornel, Partidul Puterii Umaniste, Social Liberal, PPU. Buletin de vot pentru alegerea Consiliului Județean Argeș. Poziția 1, Partidul Social Democrat PSD. Poziția 2, Partidul Național Liberal PNL. Poziția 3, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților ALDE. Poziția 4, Partidul Mișcarea Populară PMP. Poziția 5, Partidul Pro România. Poziția 6, Partidul Națiunea Română PNRO. Poziția 7, Partidul România Mare PRM. Poziția 8, Partidul Ecologist Român PER. Poziția 9, Partidul Dreptății. Poziția 10, Alianța USR+. Plus, poziția 11, Partidul Alternativa Dreaptă, AD. Poziția 12, Partidul Puterii Umaniste, Social Liberal, PPU. Alegătorii câmpulungeni pot consulta buletinele la vizierul primăriei pentru a ști exact unde se poziționează persoana sau partidul pe care doresc să le voteze.